O copie fidelă a sculpturii Gânditorul a lui Auguste Rodin, una dintre cele mai emblematice opere de artă din lume, a fost vândută la o licitație din Paris pentru fabuloasa sumă de 10,7 milioane de euro. Dacă la început sculptura l-a reprezentat pe Dante, autorul Divinei Comedii, în timp, opera de artă a ajuns o imagine reprezentativă pentru artă și filozofie care înfățișează angoasa creativității. Juge le penseur, pour vous Cécile. Opera de artă a fost creată în 1880, iar dimensiunea originală a sculpturii a fost de 70 de centimetri. Deși în timp au apărut diferite mărimi ale sculpturii, piesa turnată vândută la licitație are dimensiunea modelului original. Opera de artă a fost inițial numită Poetul și l-a reprezentat inițial pe Dante, autorul Divinei Comedii. A plecat în față pentru a observa cercurile iadului, în timp ce meditează asupra operei sale. Aceasta e o copie din bronz care măsoară 70 de centimetri, care a fost și măsura sculpturii originale. Există copii în diferite dimensiuni. Aceasta însă are aceeași mărime cu originalul, care împodobește vârful porților iadului. Copia a fost creată destul de devreme, în jurul anului 1928. Astăzi mai există doar 10 astfel de copii care se află în colecții private. Această operă de artă este extrem de importantă, deoarece se poate observa abordarea modernă a corpului uman. Este foarte musculos, dar și în mișcare, complet întrebător și în îndoială. Îndoiala este ceea ce reprezintă creatorul, iar până în ziua de astăzi, toți artiștii. Acesta este probabil motivul pentru care opera de artă rezonează ca cea mai pură expresie a ceea ce reprezintă procesul creativ. Celebra operă de artă a fost furată în 1991 dintr-o casă din Beverly Hills și găsită în 2015. Născut la Paris în 1840, Auguste Rodin este considerat cel mai mare sculptor după Michelangelo.